L-a promulgat chiar însuși Dodon, da? Și Parlamentul care el îl controla, adică l-a adoptat, el l-a promulgat. În această alineață spune că orice persoană care n-are o atitudine crudă sau torturează animale, da? Sau mutilează animale și cauzează mutilarea sau chiar moartea animalelor, protestul nostru. Vreau să spun că conform codului penal, articolul 222 prim, promulgat însuși de criminalul Dodon, el trebuie să fie tras la răspundere și să plătească de la 500 până la 400 de unități condiționale. Cât e acum la noi unitatea condiționale? 50 de lei. Deci de la 25.000 până la 35.000 trebuie să plătească amendă sau să lucreze de la 100 până la 180 de ore în folos comunității. Deci ar trebui să-l punem aici în fața macrăra sediul lor. Sunt măieturi, sunt mai strângi cât un ștoc, dar care tot aceștia a lui le aruncă pe aici. Și sau să stea la pucărie până la o an de zile. Dar este și o prelungire a articolului dat, în care scrie că dacă este făcută aceasta de un de o persoană responsabilă de sănătatea animalelor sau de îngrijirea lor sau de persoane cu funcții de răspundere sau în prezența copiilor, dar tot om, el a fost atunci o persoană cu funcții de răspundere, deci el trebuie practic să dublează toate chestiunile astea. Și sunt de la 750 până la 1350 unități condiționale, deci el trebuie să plătească la vreo 75.000 de lei sau să lucreze 240 de ore, deci 10 zile, zi și noapte, trebuiască de să curgă o lață de sudoare, da? Aici prin Chișinău sau pe la Condrița, măturând, dând cu grebla, să mănânc poate niște iar ierbușoare, udzind undeva. În pădure să adune gunoaie, poate să întâlnesc cu mistrețul în habitatul lui natural. Corect, corect. Deci asta el ar trebui să o facă cel puțin pe parcurs la 10 zile, zi și noapte. Sau să stai de la 1 până la 3 ani la pușcărie. Iată, în așa mod se procedează și noi am venit astăzi, Partidul Verde Ecologist, ca să sensibilizăm opinia publică, să sensibilizăm toți cetățenii că astăzi, adică ieri, el a ucis mistreței, mâine noi, oamenii, deci practic noi în ochii lui Dodon avem fiecare pe piept. Iată așa o țintă, dacă el ieri cu așa cruzine și așa un zâmbet pe buze, e un, cum a spus, un cincașguc ieșit pe calea războiului împotriva mistrețelor îngrădiți, mâine putem să fim noi, voi, ei, copiii noștri. De la un om care nu respectă animalele, nu poți să aștepți să respect nici față de oameni. Deci, Dodon este killerul naturii și Olga ține anume acest mesaj în mână și mistrețul e animal, iar Dodon este un criminal. Deci, pe data de 11 iulie, Rostru, când veți merge la vot, gândiți-vă la ce va aduce acest Dodon Puliop, sau cum mai este el numit, în acest ucigaș de animale în Parlamentul Republicii Moldova. Cum sau ce atmosferă va aduce el acolo. Încă o dată vrem să strigăm că Dodon este un criminal, ieri mistreții, mâine noi oamenii. Jos Dodon, jos socialiștii și comuniștii, jos toți cei care nu ne respectă pe noi. Jos Dodon! La jos cruzimea față de animale care e promovat de ei. Trebuie să fim cu toții oameni. Și dacă nu suntem, trebuie să fim trași la răspundere. Jos Dodon, bravo băi. Jos Dodon. 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 Și voronim tot.
Nu știu, voroane și speți și legat cu sezără și tot lucrurile. Dar nu a fost filmat, am filmat vorul tigre. La gunoi, dar el când și-o filmat lucrul ăsta. Dar și el a filmat, alții, special ca să... Știți care e chestiunea? Sunt oameni de ăsta care, cum am spus, în tinerețe nu s-au jucat în nu a alergat. Se arătă lui mama și îi spre nu i-au dus părinții pe la... Nu i-au dus părinții pe la zi. După asta, când ajung oameni mari, ei, iată așa, îngrădesc animalele și le ucid, pur și simplu, ca să arătă și să le arătă. Cred că era un mare... Avea un mare șef asupra lui Placatiuc. El era Dodon Dodov, da? După asta, parcă el a început să fie condus de la distanță prin remote control, prin asta. Telecomandă. Telecomandă. Nu avea baronul șefului lângă Dezo. Și Dodonianul și-a permis de a nu el strângă mistrieță, știi, să mai vineze, tot că prioară pe acolo. În rest, practic nimic... Nimic bun pentru Republica Moldova nu a făcut. Noi atenționăm, solicităm Procuraturii Generale a Republicii Moldova să cerceteze cazul dat în conformitate cu codul penal, articolul 222 prim, da? Iar am auzit că ieri ăștia de la Steluță și Seseri Șocan au spus că sunt trucate imagine. Deci vrem să vedem expertiza tehnică făcetul, publicatul. În cazul dat, noi o strigăm jos Dodon, dar fără că el este tare nefericit, săracul, nu a avut purșelușul când era mic el. Eu sunt licențiat în cinematografie, am lucrat în televiziune, m-am uitat la imaginele și alea și nu par trucat. Mă pricep, nu par trucat. Da. Vine la raport. Jos Dodon! Mistrețul e animal, Dodon e criminal. 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 Și voronii tot. Și voronii tot. Și toată gașca lui. Deci încă o dată tragem atenția prin acest protest în fața sediului PSRM-ului sau în principiu a blocului comuniștilor și socialiștilor, că așa fel de ucigași de animale care pur și simplu le-au pus într-un, cum le zicem, zagon, da, le-au îngrădit și le măcelau ca pur și simplu pentru a se juca, pentru a se distra, ca distracție. Da? Este o încălcare nu numai a principiilor morale, nu numai a bunului simț, dar și a codului penal a Republicii Moldova. Articolul 222 prim, promulgat tot de criminalul ăsta Dodon, îl plasează pe el ca un criminal. Deci noi solicităm Procuraturii Generale, Justiției Republicii Moldova, dacă ea încă e în justiție, cât de cât măcar atunci să să-l tragă la răspundere, să investigheze cazul dat și să informeze societatea despre activitățile care au fost întreprinse. Trebuie scoși de curs electoral. Ei, nu are legătura asta. Nu are el nimic cu ceea ce ține de europenism, nu are totul nimic cu ceea ce ține de respectarea drepturilor omului. Vreau să spun că dacă îi avem pe ei în Parlament, locul comuniștilor și socialiștilor, în frunte cu Dodon și cu Voronin, noi ne vom trezi că Republica Moldova va deveni țar crucela în care au fost prinși mistreței, iar fiecare din noi are toate șansele să fie în locul mistrețului ucis de către Dodon și gașca lui. Fix așa se râde asupra noastră, așa cum se râdea asupra mistretului. Jos Dodon! 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 Mâine. Ia, poate asta e ură de mistreț, nu? Poate-ți mult! Nu e ură de mistreț! Poate-ți mult! Ah, bravo!
Bravo! Alau socialist! Poate tu monstru afară! Ce fie de socialist? Bat la jele în Moldova! Halal socialism! Macar ceva vreți pentru Moldova, asta e bine deja! Da. Moldova stat independent! Oi, leu! Acum! Formată de ocupație rusească! Formată rusească de ocupație! După cum vedeți, ei decât atacuri, pur și simplu, la persoană pot face în refușa nouă verzilor în această campanie electorală și la acest protest. Deci, știți, unii oameni spun că oamenii inteligenți se luptă pentru idei, da? Iar oamenii proști, de-al de așa care au fost acum la... Da? Ei discută persoane, da. Noi, fiind oameni inteligenți, unicul partid din Republica Moldova, care este parte, componentă a unui partid european, deci cu drepturi depline, este Partidul Verde Ecologist. Și noi ne luptăm nu numai pentru dreptul animalelor, cum vedeți astăzi în acest protest, dar în special pentru drepturile omului în natură și în natură, în activitatea noastră. Deci, ca să înțelegeți, acest protest nu este doar despre mistreții uciși sau doar despre imbecilitatea lui Dodon. Acest protest este despre faptul ce ne așteaptă pe noi după 11 iulie, dacă pe data de 11 iulie veți vota anume pe ăștia care se numesc